Diana Șoșoacă nu se lasă. Însoțită de Francis Tobă, piesă grea în dosarul revoluției pentru că este acuzat că ar fi fost s-ar fi numărat printre torționari, s-a dus acolo, a răspuns invitației pe care eu am refuzat-o și a spus nici mai mult, nici mai puțin. A cerut ca vestul să înceteze războiul pe care l-a declanșat acolo. Ca și când vestul, ca și când Occidentul este cel care a invadat Ucraina. Extraordinar. Atenție, vorbim despre un demnitar al statului român, un demnitar care ar trebui să respecte în afara granițelor României și ambasada rusă se plasează în afara granițelor României, să respecte politica statului din care face parte și de unde mănâncă.